Prima iarnă în calitate de prefect i-a dat fior regelui Alexandru Colbu. Ninsoarea din decembrie a creat blocaje în trafic, iar Botoșaniul era singurul județ din țară fără contract de dezăpezire pentru tronsoanele naționale. La început de ianuarie a fost semnat în cele din urmă și contractul pentru Botoșani, spre liniștea autorităților și siguranța șoferilor. Ieri am fost sunat de domnul director de la Direcția de Drumuri Regionale de la Iași. Mi-a adus la cunoștință faptul că s-a semnat contractul de dezăpezire pentru județul Botoșani, contract valabil până la 30 martie 2020. Urmează dânsul să facă o vizită în cursul zilei de mâine, să analizăm contractul, să-l vizualizăm și în momentul când s-a finalizat perioada de depunere a garanției, să putem semna și ordinul de intrare în baza utilajelor. Valoarea contractului de dezăpezire este de aproape 5 milioane de lei.